Dintotdeauna am fost un om religios. Ca unul care am grijă de închisoare, de celulele ei subterane pline de duhoare, am văzut credința multor deținuți sau lipsa ei. Vă rog, nu! Nu, nu vreau să mor! Vă rog! Eu nu îi judec. Și eu m-aș teme de fiarele înfometate și de moarte. Dar ce-am văzut azi într-o femeie tânără și însoțitorii ei? Un așa curaj! Nu am mai văzut așa ceva până acum! Nu! Niciodată! Eroii credinței. Povestea lui Perpetua. Intră, repede! Ce bucurie să vă văd pe toți! Nimic nu ne-a putut ține departe. Într-adevăr, este binecuvântarea noastră. Suntem toți adunați. Ați fost atenți, prieteni? Da, nu am fost urmăriți. Bine, atunci haideți să începem. Dragii mei prieteni, ce binecuvântări ne dă Dumnezeu îngăduindu-ne să ne întâlnim din nou, să ne rugăm, să cântăm. Așa e, micuțule, să ne încurajăm unul pe altul și să ne întărim unul pe altul în Hristos. Haideți să aducem mulțumiri Domnului, înălțați-vă inimile. Le vom înălța spre Dumnezeu. Dumnezeii strămoșilor mei, fie ca eu să prosper din generozitatea mâinilor voastre. Vă onorez și tremur în prezența voastră. Vegheați asupra mea, scutiți-mă de nenorocire. Prudence! Nu poate omul să roage zei? Salve! Ce duhoare! Cum poți să suporți mirosul de aici? Îmi cer scuze că locul nu este pe placul tău, Flavius. Ce mai e? Știere de la Roma! Împăratul a emis un decret interzicând noi convertiți la acea sectă, creștinii. Creștinii? Minerva, eliberează-ne! Încă îi chem pe zei, înțeleg! Știți ce se spune despre ei? Necredincioși față de zei, necredincioși! Ei vor aduce mânia zeilor peste noi, vom fi condamnați! Înapoi la celulă! Și tu! Continuă să insulți zeii și tu vei fi cel condamnat, păgânule. Tu și zeii tăi de lut. Acesta este singurul zeu de care am nevoie. Roma! În orice caz, fă loc pentru câțiva noi prizonieri. Noi mergem să-i arestăm acum. Acum? Acum, Pudenți! Împăratul nu-și pierde timpul să curețe imperiul de aceste elemente periculoase. Dar cum se poate? Ești sigur, Lucius? Tocmai mi s-a dat de veste. Unde este carul meu? Dar crezi că va fi bine? Dacă ajung acolo la timp. Carul meu, acum! Sunt sigur că toată asta e o greșeală. Știi foarte bine că fiicei noastre nu-i plac astfel de lucruri. Perpetua nu a fost crescută astfel. Îi voi bate măr pe sclaviei pentru că au pus-o în legătură cu acei criminali. Acei creștini! Înălțați-vă inimile! Oh, vai de mine! Ce se întâmplă? Oh, Dumnezeule! Nu fugiți! Sunt creștini în casă! Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Prindeți-i! Vă rog, sunt însărcinată! Lasă-o! Felicită-i! Vă rog! Prin decretul împăratului, sunteți arestați! Dați-mi voie! Dați-mi voie! Eu sunt Lucius Vibia. Și? Și aceștia sunt fiica și nepotul meu. Aceasta e o greșeală îngrozitoare, sunt sigur. Acești sclavi ei sunt de vină.
Așa ai tu grijă de fiica mea, porcule? Ia spune! Soțul meu! Tată, te rog! Tu! Oprește-te! Tată! Oh! Ai idee în ce te-au băgat aceștia, Perpetua? Ea nu este decât o sclavă! Ea este sora mea! A ta? Ce? Ești nebună! Domnule, te rog să rezolvi această chestiune mai târziu! Deocamdată, eu o fac datoria! Luați-i! Nu! Nu poți! Pe Perpetua! E o greșeală! Spune-le, Perpetua! Atunci va avea ocazia să o spună proconsulului, la fel ca toți ceilalți! Dar copilul, cu siguranță, închisoarea nu este un loc pentru el! Așa e! Deci el cu tine! Nu, bebelușul meu! Mișcați-vă! Perpetua, spune-le! Spune-le că tu nu ești una dintre ei, Perpetua! Voi încerca eliberarea ta, fiica mea! Voi încerca eliberarea ta! Dar noi nu am făcut nimic greșit! Stai aproape de mine! Ce este cu toată zarva asta? Este doar o gloată! Perpetua! Privește! Este Perpetua! Unde? Ea ar trebui să ni se alăture! Ce? Cum se poate aceasta? Ea a mers cu grupul lor? Nu este acea sclavă aici? Cred că voi vomita! Fortunata! Casia! Continuați! Repede! Repede înainte ca cineva să creadă că ne cunoaște! Mergi! Pastore! Curaj! Fiți tari, prietenii mei! Noi suntem adunați, ne rugăm pentru voi! Rugați-vă să putem îndura! Mergeți odată! Credincioșii se roagă pentru noi să suportăm asta așa cum a făcut-o Iisus, cu curaj! Nu, nu, nu! Intrați acolo! Vă rog! Vă rog, nu-i faceți rău! Nestă! Vă rog! Domnule, vă rog, este însărcinată! Nestă! Felicity! Este însărcinată! Secandalos! Ce se întâmplă cu noi? Ce se va face cu noi? Mergi! Unde ne duci? Afară! Cât timp ni se permite? Câți bani ai la tine? Uite! Bine, haideți! Vă spun eu când se termină timpul! Pastore! Tertius! Oh, ce bucurie! Ești chiar tu? Da, prietenii mei! Pastore, ce binecuvântare! Dar cum ați? Vai, fiecare are prețul lui! În afară de asta, împăratul caută pe noi urmașa lui Hristos ca voi. Vrea să vă folosească drept exemplu, ca să-i descurajeze pe alții. Dar spuneți-mi, cum vă simțiți? Nu erați cinci? Secundulus, ei... Este mort. Atunci el este cu Domnul și noi trebuie să avem credință și tărie la fel ca el. Pentru că trebuie să îndurați. Dar acum avem hrană pentru voi și nu e prea mult timp. Brânză? Lapte? Am crezut că nu voi mai vedea niciodată așa ceva. Credincioșii sunt adunați. Ei se roagă pentru voi mereu. Suferința voastră este a noastră. Tot așa bucuria noastră să fie a voastră. Pentru că în afară de mâhnirea pentru moartea fraților noștri, Domnul a fost milostiv cu noi chiar în închisoare și ne dă pacea care poate veni doar din mâna Lui. Și vorbind de bucurie? Mama! Perpetua! Draga mea! Mamă, dragă frate și fiul meu, micuțul meu prețios! Ei spun că el poate să rămână cu tine. Slavă și mulțumiri pentru toată bunătatea lui Dumnezeu. Mântuitorul meu mă răsfață. Închisoarea mea a devenit palatul meu. Asta a devenit. Îi e foame, fiica mea. Și tu ai nevoie de hrană. Cum îți merge, soră? Este dificil, Marcus. Dar Domnul, el ne-a ajutat oră de oră. Și ție?
M-am întâlnit cu pastorul și cu ceilalți. Ar trebui să avem grijă. Sunt sfătuit să țin credința secretă acum, deoarece noua lege interzice noi credincioși. O Perpetua, cum mă rog, cât de mult... Ia asta. Dar țin-o ascunsă. A fost a lui Secundulus, martirizat în noaptea în care noi am fost arestați. Fie ca ea să-ți amintească de tăria Domnului, frate. Draga mea, îți mulțumesc, mamă. Și tata? Grăbiți-vă! Tatăl tău e foarte îngrijorat, copila mea. Tu nu aparții aici, cu acești oameni. El face tot ce poate ca să te elibereze. El caută ajutorul proconsulului. Eu regret ghinionul fiicei tale, dar ignoranța față de lege nu scuză pe nimeni. Eu sunt conștient, proconsul, dar cu siguranță... Și cu greu îmi vine să cred că fiica ta nu știa de lege. Acești creștini, adorându-l pe Hristosul lor, mai presus de împărat, trebuie să fie pedepsiți. Eu implor milă, milă. Și din fericire, mila este din abundență în Imperiu. Fără îndoială, fiica ta ți-a făcut o mare rușine și posibil să ducă și la pierderea afacerii. Nu doresc sau nu am nevoie de o astfel de rușine în provincia mea. Ce pot să fac? Din fericire, există o cale de ieșire. Fiica ta și a ei prieteni vor avea onoarea de a veni înaintea mea pentru un proces. Dacă ea arde tămâie zeilor în onoarea împăratului nostru divin, îl neagă pe acest Hristos, noi suntem mulțumiți. Ea e mulțumită și, mult mai important, Roma este mulțumită. Este atât de simplu. Acum, eu sunt ocupat. Vibia, nu sunt absurd. Tu ești un om inteligent. Folosește ceva ce este drag fiicei tale. Ceva care să o facă să-și vine în fire. Perpetua? Da? Mă întrebam... A fost atât de bine să-l văd pe pastor azi. Oricât de scurt a fost timpul. Și asta mă face să mă întreb: vom fi scăpați oare din închisoare? Înțeleg că domnul știe. Atunci hai să-l întrebăm. Un Dumnezeu care vorbește cu muritorii. Domnul nostru a spus: cereți și vi se va da. Vă rog, asigurați-vă că știe că orele de vizită sunt doar dimineața. Nu am nicio îndoială că Domnul Iisus va răspunde la cererea noastră și ne va călăuzi prin această încercare. Hai să ne rugăm și să-i cerem pur și simplu. Urcă, Perpetua, dar ai grijă și vezi ca șarpele rău să nu te muște. Nu-mi va face niciun rău! În numele lui Iisus Hristos îl voi mustra! Bine ai venit, Perpetua! Domnul meu! Bea, este gustul lucrurilor bune care vor urma. Ești bine? Te holbai. Iisus mi-a vorbit printr-un vis. Noi vom fi eliberați. A înțeles greșit. Și ne vom alătura Domnului ca martiri. Atunci vom fi în curând cu Domnul nostru. Trebuie să vorbim cu credincioșii și să găsim bebelușul lui nostru o mamă bună. Ce un tată bun! Dumnezeu va avea grijă de copilul nostru. Deci, voi chiar credeți că acest Dumnezeu al vostru a vorbit? Da, Pudens, a vorbit. Și voi veți muri? Singurul Dumnezeu adevărat ne cheamă, Pudens. Perpetua!
de toți zeii, anunță-te! Adu copilul și vină cu mine. Perpetua, soră! Tată! Te implor, fiica mea. Tată! Dacă mă iubești, dacă nu ți-am purtat de grijă cu mâinile mele și nu te-am preferat celorlalți copii ai mei, tată, nu aduce această rușine asupra noastră. Gândește-te la fratele tău, la mama ta. Și dacă nu la noi, atunci te rog, gândește-te la fiul tău. Dar tată, ce e asta? Ce ți-au făcut acești oameni? Nu mi-au făcut nimic. Atunci spune-mi repede, pentru că mii de gânduri îmi trec prin cap și simt că voi muri. Tu mă omori, Perpetua. Vorbește! Eu sunt o creștină, tată. Am găsit... Nu, tu nu ești! Eu sunt o creștină, tată. Eu am găsit în Hristos Dumnezeul cel viu. Nu cei de lut sau de marmură pe care i-am adorat adesea, ci Dumnezeul viu care vine să locuiască în inima noastră. Tăcere! Noi putem ieși din această încurcătură. Vom merge la proconsul. Ce? El a promis că te eliberează dacă tu renunți la această noțiune prostească și... Nu voi face. Nu te-am crescut ca să sfârșești în acest fel. Nu pot! O vei face! Tată, vezi asta? Ce? Ce este, tată? Aia e o vază. Eu nu... Poate fi ea numită altfel decât este ea numită. Este o vază. Nici eu nu pot fi altceva decât ceea ce sunt. Eu sunt o creștină. Atunci vină cu mine. Nu! Vină cu mine! Așteaptă! Eu voi lua copilul. Nu! Copilul! Tată, lață-l! Nu! Dacă ții la fiul tău, vei renunța la această nebunie. Este alegerea ta. Altfel, tată, te rog! Această superstiție ridicolă va fi sfârșitul meu, mama ta, familia ta, fiul tău. Tu ne vei omori pe noi toți împreună cu tine, Perpetua. Tu și Dumnezeul tău ne veți omori pe toți. Pastore? Pastore? Ți-am adus niște hrană. N-ai mâncat de câteva zile. Îți mulțumesc, Tertius. Nu pot să-mi scot de minte frații și surorile noastre din închisoare. Noi ne-am rugat, pastore. Da. Ne-am rugat. Și eu am luat o decizie. Tu ești un bun conducător, Tertius. Tu i-ai ținut pe credincioși tari în absența mea, în timp ce eu i-am vizitat pe alții. Tu trebuie să continui. Pastore? Nu a spus Domnul nostru, nu este mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii lui? Dar cu siguranță... Tertius, prietenii noștri sunt în închisoare. Sunt sigur că acest calvar nu poate fi ușor pentru ei. Eu cred că Dumnezeu vrea ca eu să fiu împreună cu ei în această încercare, că și în cea mai mare încercare care sigur va veni peste ei. Eu înțeleg. Tată? Fiul meu! Fiica mea! Cum se simte? Este bine, doamna mea. Și ce este aceasta? Ei sunt căsătoriți, proconsule! Ei este însărcinată! Nu se întorc, soldatule! Acum, hai să terminăm cu această prostie. Gândește-te bine, fiica mea. Am vorbit cu proconsulul. Poți să vii cu mine azi acasă. Îți vei ține fiul înapoi în brațele tale. Toată mângâierea pe care ți-o pot da. Poți să te întorci, draga mea. Și va fi ca și când nimic din toate astea nu s-au întâmplat. Dar oferă un vârf de tămâie pe toți zei, dacă voi oamenii nu sunteți încăpățânați. Nu voi face asta. Ia-o!
O sclavă mai puțin. Da, cu copilul sunt doi. Să înțeleg că soțul va dori aceeași soartă? Noi slujim Dumnezeului cel viu. Cu acesta sunt trei sclavi mai puțin în Cartagina. Atunci veți merge la Dumnezeul vostru viu ca un om mort. Următorul. Este foarte simplu, draga mea. De fapt, nu trebuie să faci asta ca și când ar însemna ceva. Doar fă-o ca acel preot prost să te vadă. Tot ce trebuie este doar un vârf mic de tămâie. Nu pot. Nu voi arde tămâie unui zeu fals. Vibia perpetua. Eu trebuie să merg. Perpetua, amintește-ți, asta n-are nicio consecință. Doar un vârf de tămâie. Vei fi acasă cu mine, cu noi. Ce va conta asta oricum pentru Dumnezeul tău? Doar un vârf. Doar un vârf. Nu! Perpetua! Eu sunt o creștină. Iisus Hristos este Domnul. Nu! Perpetua, adu ofranda. Ai milă de bebelușul tău. Nu voi face asta. Este un Dumnezeu viu pe care noi îl slujim. Iisus Hristos. Perpetua, nu-ți pasă de tatăl tău? De propriul tău fiu? Adu ofranda pentru binele împăratului. De dragul familiei tale, Perpetua, adu ofranda, trebuie. Loveți-l. Tată. Fa! Nu o voi face! Ești creștină? Sunt! Propria ta gură te condamnă! Te iubesc, tată! Și vei fi dată la fiarele sălbatice! Te iubesc, fiul meu! Ia-i de aici! Perpetua! Nu ne vei mai vedea niciodată! Nu ne vei mai vedea niciodată! Pastore! Și cine este acesta? Ce mai vrei? Și eu sunt creștin, pastorul lor. Eu sunt cu ei. Atunci mor cu ei, lemernicule. Încă unul pentru fiare. Pastore, dar de ce? Dumnezeul mă cheamă să mă alătur vouă, soră, vouă, pentru că El dorește să vă aduc mângâiere. Acum, haide să ne încurajăm unul pe altul până la sfârșit. Felicity! Bărbate! Copilul! Este timpul! Sunt neliniștit. Nu pot dormi. Atunci mă voi ruga pentru tine, dragă Prudence. Eu deja mi-am spus rugăciunile, mulțumesc mult. Toți ei, dacă nu sunt unul de la care ei au cel mai mult de auzit. Nici nu apucă Apollo să ridice soarele, că Prudence este deja treaz și cere ceva. Voi toți dormiți atât de profund, eu... Spune-mi, nu te temi? De durere, poate, dar nu de moarte. Cum? Cum se poate? Iisus a biruit moartea pentru noi. El este cu noi aici. El va fi cu noi în arenă. Iubirea Lui ne ține și noi tânjim să fim cu El. Eu nu înțeleg un Dumnezeu. Eu nu mă pot teme. Cum suportați asta? Această celulă, pierderea fiului tău? Hristos ne promite viața veșnică, Prudence. Cât despre această închisoare, ea poate ține trupurile noastre, dar nu sufletele noastre. Voi încerca să dorm puțin mai mult. Mă întreb, dragă Prudence, fiul meu, vreau ca el să știe că eu a trebuit să fac asta. Vreau să știe că l-am iubit. Vei continua jurnalul meu după ce voi fi luată? Eu nu vreau să iau parte la asta. Dar mă voi gândi și la ce mi-ai spus despre Dumnezeul tău. Mă voi gândi și la asta.
voi birui. Oh, dragul, dragul meu mântuitor, oh, îți mulțumesc. Perpetua! Îmi pare rău, te-am trezit? Eu... am avut cel mai minunat vis. Ce? Și eu la fel. Amândoi vise? Ce este? Dar Perpetua, pareți atât de luminoasă. Dumnezeu mi-a vorbit, soră. El este atât de aproape de noi și... oh, visul a fost cel mai minunat. La fel a fost și visul meu. Atunci nu ne mai țineți în așteptare. Ce va arăta Dumnezeu? Sufletele noastre au părăsit trupurile și ne înălțam la cer, însoțiți de patru îngeri măreți. Ei erau... ne iau acum? Domnul să fie cu noi. Eu am aranjat o ultimă mângâiere pentru voi. Tertius! Pastore, dragi frați! Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă Pudens, pentru așa bunătate. Mergi acum. Prietenii te așteaptă. Până aici am scris eu această relatare, până la ziua dinaintea jocurilor. Dar ce va fi mâine, va fi scris de mâna altcuiva. Și astfel a venit ziua când Perpetua și prietenii ei au fost conduși în arenă. Mulțimea era doritoare de distracție bună, dar eu nu eram pregătit pentru tristețea care m-a cuprins. Pentru că deși văzusem sute de morți, totuși acum eram sigur că aceștia cinci erau nevinovați, iar sinceritatea lor și devotamentul lor față de Dumnezeu au pătruns încet în sufletul meu. Iată creștere! Refuzând să jertfească zeilor, ei înșiși au devenit o jertfă. Și mi se părea că dacă ei tremurau, aceasta era de bucurie și nu de frică. Eminența voastră, tu ne-ai judecat, iar acum fie ca Dumnezeu să te judece! Tăcere! Voi regreta cuvintele tale, creștine! Biciți! Și ei au fost biciuiți în fața gladiatorilor înșirați. Și eu stăteam aproape și am fost uimit să aud că ei mulțumeau Domnului lor pentru că ei împărtășeau suferințele lui. Și atunci... aduceți fiarele! Am fost martor la rugăciunile lor de multe ori înainte și am auzit vorbind de promisiunile lui Dumnezeu. Pastorul lui îi era foarte frică de uși și astfel a primit o promisiune de la Dumnezeu. Mă încred în tine, Doamne, că tu vei fi cu mine așa cum mi-ai arătat. Nu voi muri de urs! Nu de urs! Nu de urs, ci de leopard! Porcu! Aduce-ți porcu, mistreț!
curând după asta. Leopard! O, Doamne! Eu vin la tine! Perpetua și Felicity, cum m-a durut inima pentru ele! Ele s-au confruntat cu o vacă nebună care le-a aruncat și a călcat pe ele. Dar Perpetua se pare că nu a observat. Și noi vom fi aruncate la acea fiară sălbatică? Da, Perpetua! Deja ai fost aruncată la ea! Ce spui? Eu nu am fost! Perpetua, ai fost aruncată la fiara sălbatică! Dar nu am simțit nimic! Nu am simțit nimic! În final, obosită de spectacol, mulțimea i-a chemat pe cei care o moară cu săbii. Și spre surpriza tuturor... Stați! Ha! Renunță! Nu voi merge la domnul meu ca și când jelesc! Ce? Ea nu se temea și radia de lumină. Și astfel, unul câte unul au murit de sabie. Testamentul tău, dragă Perpetua, și al meu, de asemenea. Autoritățile au crezut că spectacolul morții va descuraja pe noi convertiți creștini. Dar cât de greșiți au fost! Curajul lui Perpetua, pastorul Felicity, Revocatus și Saturnius a fost sămânța din care a crescut creștinismul și mulți oameni au venit la credința în Iisus așa cum am făcut și eu. Și cumva știu că atunci când au murit, nu Imperiul a scăpat de Perpetua și de prietenii ei, ci mai degrabă ei au scăpat de Imperiu. Și imediat mi-am amintit de visul pastorului când el i-a povestit Perpetuei și celorlalți cu câteva zile înainte de moartea lor. Am avut o viziune. Noi eram însoțiți de 4 îngeri mari. Noi am părăsit trupurile noastre și am trecut de marginea lumii. Acolo, înaintea noastră, era o mare și minunată lumină. Și unul dintre îngeri a spus: vino și salută-l pe Domnul. După moartea ei, povestea lui Perpetua a fost pusă de la o generație la următoarea și relatarea ei citită în fiecare an la aniversarea martirajului ei. Considerată a fi una dintre cele mai timpurii lucrări scrise de o femeie creștină, este dovada dorinței ei de a-L face cunoscut pe Hristos chiar și după moartea ei. Azi, povestea ei rămâne o mărturie convingătoare pentru creștinii de pretutindeni.